CSC Dumbrăvița începe cum nu se putea mai bine noul sezon al Ligii a doua. Timișenii s-au impus cu scorul de 3-1 în fața nou promovatei Metalul Buzău. Scorul a fost deschis relativ repede în minutul 8 de Salhi. Egalarea oaspeților a venit în minutul 25, autor fiind Valentin Robu. Acela Salhi a reușit dubla și a stabilit scorul pauzei, 2-1. În a doua parte a jocului, golul lui Fabiano a făcut ca victoria gazdelor să fie și mai concludentă, marcând pentru 3-1. Da, sunt un antrenor fericit pentru că am început cu dreptul, am schimbat jumătate de lot față de sezonul trecut, deși în ultimele două săptămâni cred că omogenitatea echipei a avut o creștere, totuși m-am temut un pic prin faptul că au jucat foarte mulți jucători, noi 5 am fost în primii 11 față de anul trecut, să nu avem un pic de suferit la partea asta de omogenitate. E clar că nu poți în 5 săptămâni să faci o altă echipă, dar destul de bine. Aș vrea să, în primul rând, să felicit adversarul care a făcut un meci bun astăzi, o echipă preocupată să joace fotbal, cu pase scurte, cu foarte multe undoiuri. Se vede că, chiar dacă sunt o echipă fără valori deosebite, se vede că sunt împreună de am vorbit cu antrenorul lor de aproape 3 ani de zile, marea majoritate sunt împreună. Antrenorul lor e de 9 ani aici la club. Joacă pe sintetic, se antrenează pe sintetic și lucrurile astea se văd